Febra numirilor în funcție în regiunea Cernăuți în curând va scădea, iar regiunea va fi condusă de profesioniști în care oamenii au încredere. Aceasta a declarat la briefing șeful administrației regionale de stat, Roman Manzureac. Mai întâi, guvernatorul a avut o întâlnire cu jurnaliștii și a vorbit despre primele săptămâni de activitate în postul pe care îl deține. În pofida dificultăților financiare moștenite de la predecesori, Manzureac promite să stabilizeze situația economică din Bucovina. În special, vor continua să fie plătite în mod corespunzător plățile din fondurile bugetare protejate. De asemenea, șeful administrației regionale de stat Cernăuți a semnat o dispoziție specială despre economisirea banilor de către funcționarii de stat. Moștenirea de aproape 145 de milioane, sume datorate, guvernatorul a explicat ca fiind spălarea banilor de către predecesori. În ciuda măsurilor de economie a fondurilor bugetare declarate, Roman Manzureac rămâne deputat al poporului. Ce e drept promite că în curând va rămâne doar în funcție de șef al administrației regionale de stat. Am scris cererea săptămâna trecută. În prezent se desfășoară procedurile la nivelul Comitetului de Reglementare și, în consecință, vor fi luate decizii. Roman Manzureac nu știe când în Bucovina vor fi numiți noi șefi ai administrațiilor raionale. Președintele interimar Turcinov a semnat deja ordinul de conciliere a conducătorilor vechi, dar încă nu i-a desemnat pe cei noi. Potrivit guvernatorului, comunitățile teritoriale ar trebui să identifice candidații demni. Cu toate acestea, în unele raioane, cum este Kitzman și Zastavna, procesul politic intră în impas. Avem șef interimar. Acolo unde există o complexitate a procesului, un conflict, noi pur și simplu numim șeful interimar din rândul celor care deja dețin un post și, practic, pot lucra. Oficialul a negat informația despre înțelegerile din culise cu foștii regionali privind păstrarea postului de președinte al Consiliului Regional Cernăuți pentru Mihail Găinicearu. Vă amintim, sesiunea extraordinară a Consiliului Regional va avea loc. Ce e drept, la aceasta nu se prognozează schimbări din funcții. Da, am o mulțime de propuneri pentru formarea majorității. Cred că aceasta este o problemă internă a Consiliului Regional. Noi vom prezenta propunerile noastre, proiectele de hotărâri. În același timp, șeful executivului din Ținut a cerut bucovinenilor să-i acorde puțin timp și lui și echipei sale tinere să nu-l deranjeze pentru a face ordine în economia regională. Manzureac a confirmat de asemenea prezența așa numiților consultanți și solicitanți de posturi. Ei, bine, există presiune, dar este o presiune pur și simplu psihologică, nu altceva. Roman Manzureac a cerut jurnaliștilor să nu îl considere activist politic sau de partid, iar în ajunul alegerilor anticipate a interzis funcționarilor de stat să facă campanie oricărui candidat, fie în postul de primar, fie în postul de președinte. În același timp, el însuși continuă să conducă biroul regional al partidului politic UDAR. Nu știu dacă voi demisiona din funcție de președinte al organizației regionale. Practic, legea îmi permite să nu fac aceasta. Manzureac de asemenea a raportat că angajații organelor de drept vor relua anchetele împotriva fraudei electorale din 2012. Totodată a subliniat că nu este încă cazul bucovinenii să conteze pe drumuri bune. Potrivit spuselor guvernatorului, pentru repararea și întreținerea drumurilor din bugetul de stat se vor aloca mai puțini bani decât anul trecut. Ministrul infrastructurii Maxim Burbac a promis că în curând va fi reluată circulația trenului Cernăuți-Kiev prin Republica Moldova. Oficialul a declarat că deja a semnat dispoziția corespunzătoare și o va trimite pentru ratificare Parlamentului. De asemenea, în timpul vizitei în Bucovina, Burbac a promis că va favoriza restabilirea legăturilor aeriene cu capitala și va prelua sub controlul său finalizarea lucrărilor de reparație a pistei aeroportului din Cernăuți. Ministrul a spus că continuă negocierile privind circulația trenului traseul Cernăuți-Kiev prin Republica Moldova. Potrivit spuselor ministrului, în curând trenul va începe să facă curse între aceste două orașe, iar toate detaliile juridice vor fi rezolvate în viitorul apropiat. Am făcut tot ce depinde de cabinetul de miniștri. Săptămâna viitoare, dispoziția va fi ratificată de Parlament. Burbac promite să soluționeze situația creată la aeroport, dar și problema cursei aeriene Cernăuți-Kiev.
Spune că negociază cu un nou operator de transport aerian și în curând parțial acest zbor va fi reluat. Se studiază și posibilitatea de finalizare a reconstrucției pistei pentru a găzdui avioane mai mari. Vom investiga posibilitatea reparării și întreținerii pistei, dar aceasta depinde mai mult de dorința deputaților Consiliului Local Cernăuți. La Cernăuți nu va fi promisul centru de asistență prenatală, cel puțin anul acesta. Pentru finalizarea lucrărilor de construcție, elementar nu ajung fonduri, se plânge ministrul. Potrivit spuselor lui Burbac, tehnica a fost achiziționată la licitații, în acest mod oferindu-le firmelor din Kiev posibilitatea de a câștiga cu 200 de milioane mai mult decât este costul acestor utilaje. Și reparația a retrogradat din cauza elitelor locale, care au pus bani în buzunar. Eu am avertizat și nu odată la sesiunea Consiliului Regional. Băieți, nu faceți acest lucru. Este o crimă. Maternitatea este într-o stare normală. Ministrul i s-a amintit și despre promisiunea de a renova ușa istorică a administrației regionale de stat, care a fost distrusă în timpul asaltului din 26 ianuarie. Atunci Burbac a promis că va restaura memorialul austriac pe cont propriu. De asemenea, oficialul a declarat că în vistierie de stat pentru reparația drumurilor din Ucraina au rămas doar 2,5 milioane grivne, ceea ce este extrem de puțin. Dar Burbac va continua să caute posibilități de adunare de fonduri suplimentare. Bucovina nu va fi lăsată singură cu problemele sale, a promis ministrul. Sesiunea extraordinară a Consiliului Regional Cernăuți s-a desfășurat fără scandal și mari perturbări în rândul deputaților. După cum era de așteptat, președintele Consiliului Mihail Găinicieru a fost absent. Nu a venit la sesiunea plenară nici deputatul regional Mihail Opapiev. În cadrul sesiunii a fost prezentat un nou deputat, iarăși s-a încălcat legea privind votul personal și au fost observate cazuri de PR. Cel mai interesant s-a petrecut în afara sălii de ședință. Pe lângă reprezentanții miliției, clădirea cu lei a fost ocupată de câțiva reprezentanți din cadrul autoapărării. Ei și-au justificat clar prezența, însă și-au permis acțiuni neautorizate de legislație. Bună oară permiteau accesul în sală doar deputaților și jurnaliștilor care aveau legitimație. O altă întâmplare curioasă a fost că unul dintre tinerii luptători din autoapărare nu permitea șefului administrației regionale de stat, lui Roman Văzureac, să intre în sala de ședință, pe motiv că nu l-a recunoscut, dar confuzia a fost depășită. Emoțiile au continuat în sala de ședință. În pofida așteptărilor de modificări în rândul deputaților, aleșii poporului au vorbit despre problemele stringente și se încurajau reciproc să nu repete greșelile conducerii anterioare. Este foarte important ca dialogul cu comunitatea, pe care de curând l-am renovat în întregime, să fie sprijinit, pentru ca oamenii să vadă pașii noștri și să acționeze în așa mod încât să nu apară nicio confruntare ce ar putea copleși Bucovina. Într-adevăr, după cele întâmplate, după guvernul anterior, vistieria este goală. Trebuie să facem totul pentru a îmbunătăți situația. Parlamentarii încurajau noua conducere să devină mai aproape de oameni. Majoritatea oamenilor au vorbit despre schimbarea sistemului de guvernare și nu a plăcilor sau indicatoarelor. Să nu tolerăm pe adepții lui Ianucovici și să fim prudenți că revin cu cimiștii, care de fapt au participat la dilapidarea fondurilor. Aleșii poporului au continuat să încalce legea privind votul personal. În timpul votării au fost observați deputați care au votat cu cartelele colegilor. De asemenea, parlamentarii au făcut cunoștință cu noul coleg, deputatul din partea Partidului Svoboda, Victor Tomac. Mijloacele mass media sunt purtătoare de cuvânt, care mediatizează evenimentele sociale importante și nu doar. Se apropie alegerile și jurnaliștii au mai multe întrebări cu privire la drepturile și oportunitățile acestora în procesul electoral. Despre activitatea celei de-a patra puteri, înainte, în timpul și după alegeri, reprezentanții mass media au aflat în cadrul unui seminar special. Legislația electorală a statului nostru garantează accesul condiționat al jurnaliștilor la toate evenimentele
evenimentele publice legate de alegeri. În perioada preelectorală ar trebui să se facă distinția între unitățile de informații, publicitate socială și informație politică. Fiecare dintre aceste tipuri de furnizare a informației are subtilitățile și nuanțele sale. În timpul campaniei electorale apar multe opinii de utilizare mass media în favoarea unui anumit candidat. În anul 2010-2012, aproape toți vorbeau despre așa numita pseudo-campanie sau campanie ascunsă, atunci când în instituțiile de informație se vorbea real despre anumiți candidați pentru deputați ai poporului sau consilieri în consiliile locale. De asemenea, Igor Babiuc a spus tuturor celor prezenți cum să tarifeze corect timpul de emisie sau spațiul în ziare și să încheie acorduri de prestări servicii publicitare pentru campania electorală. De la ultimele alegeri din 2012, în legislație au apărut unele modificări. De exemplu, acum rezultatele sondajelor de opinie pot fi publicate numai târziu de 2 zile înainte de alegeri. Erau 2 săptămâni. Este interzisă prezentarea candidatului votat de cetățean și postarea pe internet a fotografiilor cu formularele utilizate. În timpul dezbaterilor TV, în partea inferioară a ecranului trebuie să afișeze cine plătește emisia. De asemenea, mass media nu este obligată să ofere timp de emisie sau spațiu în ziar pentru contestarea informației pe care candidatul o consideră falsă. În cazul în care un candidat consideră că informațiile nu corespund realității sau au caracter fals denigrător, el poate demonstra aceasta doar în instanța de judecată. Contestarea poate fi mediatizată în cazul în care va prezenta hotărârea judecătorească. Jurnaliștii au dreptul, fără autorizație specială, să asiste la reuniunile comisiilor centrale, teritoriale, raionale și zonale, să facă copii după protocoale acestor ședințe și au acces la toate documentele oficiale. Vă amintim că pe 25 mai la Cernăuți vor avea loc alegerile a 2 demnitari concomitent, președintelui Ucrainei și a primarului orașului Cernăuți. Dacă pentru postul de președinte s-au înregistrat 23 de candidați, pentru postul de primar candidații își vor înainta candidaturile în perioada 21-26 aprilie. 6 funcționari corupți au fost prinși de angajații Direcției de Combatere a Criminalității Organizate în Bucovina. Majoritatea dintre ei combinau serviciul de stat cu activitatea antreprenorială, de asemenea își angajau rudele în calitate de subalterni. O amendă de 170 de grivne pentru încălcările administrative va trebui să plătească șeful Direcției Teritoriale a Comitetului de Stat privind securitatea industrială, protecția muncii și supravegherea mineritului în regiunea Cernăuți, pentru că nu a dezvăluit conflictul de interese. În acest caz, funcționarul este acuzat de faptul că în subordonarea sa a lucrat fiica ascunzând acest lucru. Dacă el a fost numit în postul respectiv, atunci când ea deja lucra acolo, trebuia să raporteze nemijlocit printr-o scrisoare, să se adreseze conducerii sale și să anunțe că la direcție lucrează fiica lui în postul cutare, iar el a fost numit în alt post la aceeași direcție. În consecință, conducerea lua decizia corespunzătoare unde și cum să-l angajeze, fie pe el sau pe fiica lui. În al doilea caz, reținerea corupților de către lucrătorii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate figurează deja fostul șef al Direcției Construcții, Capitale Administrației Regionale de Stat. În activitatea acestuia, angajații organelor de drept de asemenea au găsit un conflict de interese. Cărvațchi Valeriu Vladimirovici. Cărvațchi Valeriu este acuzat de faptul că, fiind funcționar public, s-a implicat și în alte activități care generează profit, adică era și directorul, și fondatorul, și contabilul unei firme. Era și acolo, și acolo. Iar acest lucru este interzis de legislația în vigoare. Din câte am aflat din sursele online, în momentul de față, conducătorul respectiv a fost demis din post. Aceleași încălcări au fost comise de unul dintre muncitorii din sfera silviculturii din Bucovina. Pe lângă aceasta, conducătorii unor instituții au angajat membrii familiilor sale, nu doar copiii, ci și soțiile. În total, angajații Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au găsit 6 asemenea oficiali care au comis infracțiuni administrative.
Din aproape 3.000 de kilometri de drumuri regionale, peste 2.000 de kilometri necesită reparații serioase. Despre aceasta a vorbit la briefing șeful serviciului rutier din Ținut. De asemenea, a relatat despre situația restanțelor salariale la întreprindere și planurile pentru anul 2014. După briefing, angajații direcției, împreună cu jurnaliștii, au participat la campania de curățare a marginilor drumurilor. Drumurile din regiunea Cernăuți necesită reparații și investiții substanțiale. În anul 2014, serviciul rutier din regiunea Cernăuți a pregătit pentru minister o propunere pentru repararea drumurilor în valoare totală de 455 milioane de grivne și aceasta departe nu este suma necesară. Actualmente, pentru a efectua reparația completă a drumurilor regionale, e nevoie de 2 miliarde de grivne. Dar având în vedere problemele din țară, în luna martie, organizațiile au înaintat un plan de finanțare de 47 de milioane de grivne, aceasta este suma planificată pentru alocare. De asemenea, se așteaptă propuneri suplimentare pentru repararea obiectelor prioritare în sumă de 106 milioane de grivne. Aproximativ 40 de milioane se planifică să fie cheltuite pentru podurile din Rostochi, pentru repararea podului din Storojnez va fi nevoie de 10 milioane. De asemenea, în planul serviciului rutier este și repararea drumului de centură din Hotin, podului din Zveneacin, șoselei Cernăuți-Zastavna, de asemenea șoselei spre Maimaevții. Însă întârzierea obținerii fondurilor de fapt a condiționat stoparea lucrului întreprinderii. Există o restanță salarială semnificativă în Oblav Todor, mai mult de 1,5 milioane de grivne. Dacă situația nu se va schimba de la 2 iunie, întreprinderea va avea un program de lucru redus. De când lucrez eu și colegii mei, la noi niciodată nu a fost o asemenea situație. Pot fi închise drumurile, dar nu va fi niciun rezultat. Mi-e teamă să nu blocheze drumul angajații noștri, dar și ei sunt oameni și, credeți-mă, muncesc din greu și nu pentru bani corespunzători, măcar dacă i-ar primi la timp. În ciuda problemelor de la întreprindere, serviciul rutier cooperează activ cu raionele din Ținut, în special cu raionul Kitzman. Când au fost problemele cu finanțarea, acolo s-a achiziționat asfalt pentru reparația drumurilor pe contul comunității. Același raion primul a răspuns la cerere de a ajuta la curățirea marginilor drumurilor. În ziua anunțată au venit mai mult de 10.000 de locuitori din raion pentru a acorda o mână de ajutor. Fiecare avea propria porțiune de drum pe care a și făcut curat. Însă locuitorii raionului Kitzman se plâng chiar dacă au făcut ordine, în câteva zile gunoiul va reapărea. Marginile drumurilor sunt foarte poluate. În prezent nu există nicio lege. Eu personal lucrez în această sferă. Consider că legea nu corespunde cerințelor actuale care ar trebui să fie. Doar la nivel regional poate fi adoptată o lege conform căreia ar putea fi trase la răspundere persoanele vinovate. Nu este încă ordine. Nu veți crede, dar până ieri noi am scos 468 tone de gunoi din raion. Cei mai dureros, oamenii încă nu înțeleg. Am scris și pe plăci că le mulțumim pentru șoselele curate. Dacă oamenii ar înțelege că trebuie să păstreze curățenia, ar fi minunat. Oficialii din raionul Kitzman, împreună cu comunitatea, planifică zilele acestea să amenajeze întregul teritoriu pentru sărbătorile de Paște. Conferința organizațiilor locale și regionale a Partidului Udar din Cernăuți a decis să susțină inițiativa publică de revocare a deputaților consiliilor locale care s-au compromis. Intriga cu privire la nominalizarea unui candidat pentru funcția de primar al orașului a rămas confidențială. Pe lângă cei 23 de parlamentari ai Consiliului Orășenesc, care în luna decembrie a anului trecut au cerut de la Procuratură Regională pedeapsă pentru organizatorii și participanții la procesul de blocare a sesiunii de la 2 decembrie, membrii Partidului Udar consideră necesară inițierea procedurii de revocare a unor deputați ai Consiliului Regional. Trebuie să sprijinim organizația regională din Cernăuți a Partidului Politic Udar, privind inițiativa de revocare a unor deputați aparte din regiune, care au încălcat legislația Ucrainei. În lista de deputați ai Consiliului Regional care vor fi revocați sunt peste 20 de foști regionali în frunte cu Mihailo Papiev și Gheorghe Galăți și încă câțiva așa numiți trădători. În Consiliul Local Cernăuți, pe lângă cei 23 de deputați menționați, se va încerca revocarea și a lui Vitali Mihalișin.
Pe lângă aceasta, delegații conferinței de partid au desemnat grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor pentru procedura de revocare și au hotărât să se adreseze comisiilor electorale locală și regională în ce privește revocarea consilierilor. Tinerii din Cernăuți au ieșit să se culce pe stradă în semn de protest față de importul și consumul produselor din Rusia. Acțiunea a fost desfășurată cu scopul de a îndemna cetățenii conștienți să boicoteze produsele țării ocupante și să nu alimenteze economia Rusiei cu fondurile ucrainene. Protestul Flash Mob împotriva produselor din Rusia a fost organizat la Cernăuți de către tineri din diferite instituții și organizații. Ei s-au culcat pe pământ, pe terenul unei benzinării și într-unul din centrele comerciale din oraș. Tinerii au spus că au organizat această acțiune pentru că Rusia în fiecare zi recurge la pași agresivi nejustificați împotriva țării noastre. Prin urmare, participanții la Flash Mob cred că fiecare cetățean conștient poate face ceva pentru a lupta împotriva ocupației ruse, cum este și boicotul produselor rusești. Doar fiecare ucrainean este o mică putere a țării noastre mari. Astăzi poate neglijăm această măsură simplă de avertizare, să nu cumpărăm produse rusești, dar mâine ne pot ucide și nu vom mai putea face nimic. Pentru fiecare produs rusesc pe care îl cumpărăm, plătim prin urmare, banii se duc pentru ocuparea teritoriilor noastre, achiziționarea armelor de foc, muniției pentru trupele Federației Ruse. Am decis să întrebăm pe cernăuțeni dacă cumpără produse din Rusia și iată ce răspunsuri am primit. Nu cumpăr în semn de protest. Ni. Nu, eu nu țin cont de producător. Atenție, substanțe chimice! În piețele din Cernăuți au început să apară în masă legumele timpurii, iar localnicii prelucrează activ legumele din gospodărie cu pesticide. Oare pot fi sănătoase legumele de sezon? Problema folosirii pesticidelor sau a produselor agrochimice este în prezent foarte actuală, pentru că a început sezonul de aplicare activă a măsurilor de protecție a plantelor pe terenurile private. Întrucât pesticidele sunt foarte periculoase, există o metodă corespunzătoare pentru utilizarea lor. În primul rând, omul trebuie să aibă echipament individual de protecție, să fie protejate sistemul respirator și pielea. Deoarece există pericolul de intoxicație, aceeași persoană va trebui să avertizeze vecinii înainte de a prelucra teritoriul său. În plus, are dreptul să desfășoare o astfel de activitate doar până la ora 10 dimineața și după ora 6 seara, cu condiția că temperatura aerului nu va depăși plus 10 grade Celsius. Înainte de a utiliza un pesticid, trebuie citite instrucțiunile de folosire. Acestea vor fi aplicate în conformitate cu regulile și frecvența de utilizare, fiindcă există multe cazuri de intoxicare cu pesticide. Vă rugăm să rețineți. Dacă după ce mâncați roșii și castraveți achiziționate din locurile de comercializare ilegală, unde există riscul de intoxicație cu pesticide, dacă observați modificări ale stării de sănătate după consumul legumelor, adresați-vă de urgență medicului. În această perioadă există un risc ridicat de intoxicare cu pesticide, deoarece legumele timpurii pot conține o cantitate depășită de normă de pesticide. Am decis să întrebăm pe cernăuțeni dacă ei cumpără legume timpurii de sezon și iată ce ne-au răspuns. Niciodată în lume, toate sunt cu chimicale. Noi cultivăm legumele noastre. Nu avem bani, nu cumpărăm. Ele conțin nitrați. Nu vreau să-mi stric sănătatea și așa este șubrede. Încep să le consum de la mijlocul verii. Iar noi vă amintim, dacă aveți suspiciuni cu privire la concentrația mare de nitrați în fructele și legumele timpurii, le puteți aduce la laboratorul Serviciului Sanitar-Epidemiologic de stat din Cernăuți. Se vor efectua cercetările necesare și potrivit rezultatelor veți putea afla dacă au fost depășite normele conținutului de nitrați în produsele date. Costă acest serviciu 25 de grivne. De la inimă la inimă, copiii din Europa au dăruit cadouri copiilor din Ucraina. La Cernăuți a avut loc acțiunea de binefacere la care copiii din familiile cu mulți copii, cu venituri mici și copiii cu dezabilități au primit pachete adunate de semenii lor din străinătate împreună cu părinții. În vremurile de instabilitate în Ucraina, copiii din Europa au transmis cadouri pentru copiii noștri. În pachete, micii bucovineni au găsit jucării, obiecte de papetărie, îmbrăcăminte și multe alte surprize plăcute. Printre cei care în ziua respectivă au primit cadouri, a fost și Andrei, un băiețel de 11 ani, care a așteptat mult acest eveniment.
În ziua aceea au primit daruri 100 de copii din Cernăuți și regiune. Printre ei, copiii din familii cu mulți copii, copiii cetățenilor afectați de tragedia de la Cernobâl și cei cu nevoi speciale. Se și de lecul de Paschi, ale... Mai avem timp până la Paști, dar aceasta nu este o acțiune dedicată Paștelui, ci o oportunitate de a demonstra grija și sprijinul copiilor europeni față de copiii noștri. Pentru ei, uneori nu este important cât de mare este cadoul, ci însă și atenția, anume faptul că sunt în vizor și nu se uită de ei. Aceasta este cel mai important. Evenimente similare au loc la Cernăuți deja de 5 ani consecutiv. Ele se desfășoară în cadrul proiectului De la inimă la inimă. Acțiunea constă în faptul că copiii de peste hotare, împreună cu părinții lor, pe cont propriu, colectează cadouri pentru copiii ucraineni. În timpul acestor acțiuni stăm de vorbă și cu părinții, pentru care nu există ceva mai important decât întâlnirea cu copilul, acordarea atenției cuvenite. Uneori, copiii spun că este plăcut atunci când deschid acest cadou și văd că alți copii de vârsta lor, de undeva de departe, din străinătate, le transmit asemenea daruri. Este o acțiune foarte importantă, deoarece oferă oportunitatea de a manifesta receptivitatea față de copiii din familiile cu mulți copii, cu venituri mici și cei cu dizabilități. În cadrul acestor acțiuni de suflet, care au loc mai mulți ani la rând, copiii din Europa, prin cadouri, doresc să-i apropie pe copiii din Ucraina de valorile europene. Printre multe alte participări la concursuri și festivaluri pe parcursul vacanței de primăvară, copiii din cadrul Centrului Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești din Cernăuți au mai participat împreună cu 10 copii din România și 10 copii din Republica Moldova la o tabără de încondiere a ouălor, care s-a desfășurat în localitatea Vama, județul Suceava, în cadrul unui proiect transfrontalier implementat de Asociația Centru Regional de Resurse în Turism din Iași și finanțat de Uniunea Europeană prin programul operațional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013. Atelierul, care și-a finalizat lucrările pe 26 martie, a fost organizat în cadrul proiectului Unitate în Diversitate, schimburi de artă și meșteșuguri tradiționale pentru tineret, în care sunt implicați 90 de copii și tineri cu vârste cuprinse între 12 și 16 ani din cele trei țări. Obiectivul principal al acestui proiect este promovarea interacțiunii între locuitorii din zona transfrontalieră și între comunitățile din care fac parte, prin împărtășirea valorilor, tradițiilor și patrimoniului cultural comun, precum și prin acceptarea diversității culturale. Iată că a venit momentul, la sfârșitul activității, să privim în trecut și să vedem ce obiecte de artizanat am putut să realizăm, ce relații s-au legat între noi, copiii din România, Republica Moldova, Ucraina, ce tradiții culturale avem de schimbat între noi și ce obiecte, meșteșuguri, arte avem de transmis mai departe generațiilor care vin. În cadrul atelierilor meșteșugărești organizate la Vama, Hâncești și Cernăuți, se urmărește promovarea artelor și meșteșugurilor tradiționale între țările din zona transfrontalieră, arhivarea și conservarea artelor și tradițiilor din aceste țări, crearea de rețele între tineri din zona transfrontalieră, dezvoltarea de parteneriate în zonă, contactul cultural între membrii zonei transfrontaliere, familiarizarea comunităților locale și naționale cu idee de multiculturalitate și diversitate culturală, dar și popularizarea în rândul comunității locale și naționale a posibilității de a se implica în proiecte transfrontaliere. În timpul șederii la Vama, copiii împreună au urcat pe Rarău, au fost la hramul Mănăstirii Moldovița, au vizitat muzeul ouălor încondeiate de la Vama, dar și alte obiective turistice din Bucovina. Activitatea de încondiere s-a desfășurat sub îndrumarea unor meșteri din domeniu din această zonă și a copiilor încondeietori. Produsele realizate au fost luate în Moldova și Ucraina și vor fi donate unor centre de copii cu dizabilități din zonele de proveniență a tinerilor. Cucul va tărbina de răsună în Bucovina.
În cadrul proiectului vor fi organizate încă două tabere artistice pentru copiii cu vârste de 12-16 ani din Iași, Suceava, Republica Moldova și Ucraina, pe tema sculpturii în lemn în Ucraina și a modelajului în lut în Republica Moldova, la care vor participa alți 30 de copii din fiecare țară. Se va edita un catalog cu obiectele de artizanat realizate de participanții la tabere. Vor fi donate obiecte de artizanat unor centre de copii cu dizabilități, care să învețe la rândul lor să realizeze produse de artizanat. Va fi realizat un film documentar care prezintă artele și meșteșugurile tradiționale din Bucovina, Hâncești și Cernăuți și un site de promovare a proiectului. Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești din Cernăuți, care are ca scop păstrarea identității românești atât în nordul Bucovinei cât și în toată Ucraina, este unul din partenerii în implementarea acestui proiect. Ceilalți fiind Direcția Cultură și Turism a Consiliului Raional Hâncești în Republica Moldova și Asociația Tinerilor Români din Basarabia și Bucovina. Ion Tulbu, șeful Direcției Cultură și Turism a Consiliului Raional Hâncești, a considerat activitatea de la Vama un lucru extraordinar pentru copiii cu care a venit, pentru că în raionul Hâncești, arta încondeierii ouălor este mai puțin dezvoltată. Copiii au învățat lucruri foarte importante despre acest meșteșug și speră că în viitor să poată organiza astfel de ateliere la care vor fi instructori însăși copiii. Am rămas uimită cât de ușor se pot face după ce ne dăm seama fiecare pas prin care trecem. Și de aceea îi mulțumesc, doamne profesoare, și sper să pot continua și să împărtășesc și altora. Între copiii participanți la prima tabără s-a legat o adevărată prietenie și organizatorii sunt bucuroși că generația tânără preia de la bunici și părinți aceste obiceiuri și ei reușesc să le ducă mai departe, având șansa de a trăi într-o Românie mare și unită din punct de vedere cultural, a concluzionat Constantin Popa, managerul general al acestui proiect.